După o perioadă grea de spitalizare, Ricardo s-a reîntors acasă la familia sa pentru 2 săptămâni. Băiețelul mai are încă o cură de chimioterapie de urmat și, din fericire, starea de sănătate îi se îmbunătățește de la o zi la alta, deplasându-se doar cu gârjele până va primi proteza pentru piciorul stâng. În prezent, Ricardo urmează cursurile online, încercând să ducă o viață normală. Cu toate acestea, lupta nu s-a încheiat încă și Ricardo are nevoie în continuare de ajutorul nostru financiar. Donează și tu pe www.speranțapentruromania.ro și luptă alături de Ricardo.